Pâinea va fi din ce în ce mai scumpă în România. Prețul acestui aliment de bază va crește considerabil în perioada următoare, deoarece costurile de producție și cele de recoltare vor fi mai mari. Anunțul scumpirii pâinii a fost lansat de Petre Daia, ministrul Agriculturii. Potrivit ministrului, fermierii vor vinde grâul la un preț majorat pentru a putea să își acopere cheltuielile de până acum și a continua să își cultive terenurile agricole. Nimeni la ora actuală nu poate să spună cu cât va crește prețul pâinii, pentru că nu cunosc, niciunul nu cunoaște la această dată dacă se vor modifica elementele, componente ale costului de producție pentru care vin din influența aceasta a creșterii prețurilor la inputuri, la motorină, la gaze, la energie electrică, la forța de muncă care se folosește în pregătirea acestui produs extrem de valoros. Totuși, ministrul Agriculturii a precizat că nu vrea să transmită mesaje apocaliptice românilor și că prețul pâinii se va regla din procesul tehnologic prin care trece aceasta. Petre Daia spune însă că vom avea pâine și produse de panificație din grâul nostru românesc, cu toate că am traversat un an capricios în care seceta a afectat serios producția de grâne.